mâncăm că mâncăm, adică aia, mâncăm. Dar să nu uităm să ne și hrănim sănătos. Excellent. Mai ales că ne pândește pe toți astenia de toamnă. Păi mine știam că m-a luat ceva, dar nu știam. Astenia. Dintr-o mie de alimente care ne întăresc imunitatea și ne pregătesc pentru sezonul rece, le-a ales pe cele mai bune Oana Cuzino. Să rămână la mulți ani. Da, ce surpriză. Am gătit și eu pentru voi, pentru o mie de ediții. Dăm voie să te ajut să nu... Da. E călduț și drum. Bine ai venit. L-am scos din cuptor, m-am îmbrăcat și am venit la voi. Mulțumim mult de tot. Hai să-l punem aici. Scumpă, vrei să încerci? E că știu că tu ești nerăbdătoare. Nu, lasă, că nu vreau să... Nu vreau să stau de vorbă cu Ana și să am... Doamne, să ferește mâncare printre dinți. Aia, da. Portocalie, dar trebuie să goști neapărat. Extraordinar, dacă mă rogi. Că, chiar m-am gândit că sigur o să-ți aduc aminte de copilărie. Și voiam să vă felicit pentru astea 1000 de ediții. Și mi-am dat seama, în timp ce pregăteam dovleacul și eram așa în nostalgia copilăriei, mi-am dat seama că pe voi vă iubesc foarte mult oamenii, pentru că zi de zi fac parte din viața voastră și din naturalul vieții voastre. Tu ai trecut prin maternitate, picior rupt. Da. Tu ai slăbit la un moment dat sub ochii telespectatorilor. Te-ai mai îngrășat. Mai mult profesional m-am depreciat, dar... Și oamenii vor să vadă, mă, bună, unde ajunge omul? Deci cât poate să se ducă. Exact, vedeți? Nu știu, adică asta vreau să spun că până la urmă dovleacul nu e... Bine, în afară că e vedeta toamnei, ne aduce, de fapt e un simbol, ne aduce mai degrabă spre natură, pentru că eu asta cred că față de predecesorii noștri, generații la rând, care nu sufereau de astenie de toamnă pentru că înțelegeau foarte bine necesitatea venirii anotimpului rece și regenerării naturii și așa mai departe, noi trăim într-un mediu destul de steril, adică tehnologia, modernizarea, totul a venit cu bune și cu rele și mulți trăim, să zicem, la bloc, la etaj, între patru pereți, plecăm cu mașina dimineața din garaj, ne ducem și parcăm într-un alt garaj și așa departe. Uităm, întrerupem conexiunea asta cu natura. Ori organismul nostru este atât de sensibil și creierul nostru funcționează prin mecanisme de feedback în ceea ce privește neurohormonii și toți mediatorii proceselor neurologice și lucrul ăsta se întrerupe pe de-o parte și de-aia vorbim despre astenia de toamnă, care nu e un mit, e o realitate și din ce în ce mai întâlnită. Dacă ar fi să definim de astenia, cum am putea spune? Astenia e definită prin termenul grecesc slăbiciune fizică și psihică. Americanii clasifică boala astenie de toamnă, deci nu este doar o tulburare de dispoziție trecătoare la unele persoane cu predispoziție genetică, dacă 3 ani la rând suferim de aceste probleme și mai ales de depresie, anxietate, ne influențează foarte puternic stilul de viață. Adică nu ne mai bucurăm de lucrurile pe care le facem în mod normal, nu mai socializăm. O fel de depresie, cumva? Da, este chiar o formă de depresie care chiar e foarte bine că ai precizat, pentru că necesită, mai ales dacă va crește nivelul de anxietate, atacurile de panică și alte lucruri, trebuie să se adreseze psihologului sau psihiatrului. Deci nu e de glumit cu această astenie? Nu e de glumit. În mod normal, la oamenii ăștia de care vorbeam, sterili, roboței care uită să mai trăiască în natură, să respire, iasă în parc, să facă mișcare, să se expună la lumină naturală, atunci este o stare trecătoare, o tulburare de dispoziție trecătoare, care în 10-15 zile dispare. Dar dacă există probleme, complicații și se repetă, se adâncește această stare de depresie de la an la an, ține foarte mult pe parcursul sezonului rece, trebuie să mergem la medic, chiar pentru medicație antidepresivă. Dar cum putem sau să terapie? Ne ajutăm? Să depășim această perioadă ușor, din natură. Exact, ca orice boală, ca orice afecțiune, ca orice tulburare, întotdeauna când
adoptăm o dietă echilibrată sau lucrăm la stilul nostru de viață și ne dăm seama ce anume a dus la acest dezechilibru, facem foarte bine organismului. Și această conexiune cu natura este extrem de utilă, deși pare o chestie foarte banală. Să ne bucurăm de lucrurile pe care natura ni le-a oferit, pentru că natura știe cel mai bine, da, și ni le-a oferit toamna, este cea mai bună măsură, nu numai în prevenirea stărilor de depresie și pentru întărirea imunității, cumva, nu? Ci și pentru alte afecțiuni, întărirea imunității și a sistemului cardiovascular, care reprezintă baza până la urmă. Hai să facem un top al legumelor și al fructelor, dar n-avem, da? Foarte, m-am lungit, okay, puțin cu introducerea și poate că nu-i, mă rog, nu mai avem timp să intrăm în detaliu, dar per ansamblu ce au legumele și fructele de toamnă, în afară că ele concentrează acum cei mai mulți fitonutrienți, vitamine, da, minerale, au foarte multe fibre, solubile și insolubile. Aceste fibre ajută pe de-o parte în reglarea sănătății sistemului cardiovascular, atât de important pentru că ajută la reglarea colesterolului și lipidelor din sânge, dar pe de altă parte ajută și la sănătatea sistemului intestinal. Pe lângă fibrele insolubile care asigură un tranzit normal, da, și acele procese de detoxifiere, depurare firești, care trebuie să aibă loc în fiecare zi, au și această capacitate probiotică, prebiotică, adică hrănesc exact acele bacterii bune. Iar sănătatea sistemului nostru intestinal e direct legată de imunitate. Ce au în plus? Au foarte multe culori și, da, fiecare culoare înseamnă un antioxidant foarte bun. Dovleacul despre care vorbim și dovleacul care e preferatul meu. E bun? Ajută la întărirea imunității? E mai bun crud, dar din păcate toamna apar și tot felul de se intensifică problemele gastrice, da, și intestinale la cei care au această problemă și poate că nu este cel mai indicat, dar dacă nu avem aceste probleme, ar fi bine să le încercăm cu bulețe sau ras în salate, aha, alături, aha, de semințele de dovleac, care iarăși au foarte multe calități și acest rol antiparazitar, antifungic, anti viral și mai mult decât atât, și ele reglează grăsimile din sânge, mai ales prin acidul linoleic pe care îl conțin. Dau o stare de bun, de bună dispoziție, da, o stare de bine și reglează somnul, pentru că dovleacul conține și foarte mult magneziu și semințele de dovleac au această capacitate și un efect ușor sedativ. Deci poate că, nu știu, e bine după ce se termină emisiunea, da, să, da, gustați, da, și voi. Plus că e și un desert extraordinar, adică asta e o variantă de... E o variantă deși de desert. Deși noi acasă îl mâncam fără, fără miere, nu, fără zahăr. Miere, poți să mănânci și fără, da. Doar cu scorțișoară, poate... Eventual, da, 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 poate. Hai să vorbim un pic de, da, de struguri. Strugurii, mai ales mă bucur că avem aici struguri care conțin resveratrol, da, această culoare mov, roșie, arată faptul că ei conțin foarte mulți antioxidanți. Așa. Se spune că, deși au un conținut caloric destul de mare, dar oricum pot înlocui cu succes acel millefeuille, da, pe care, de care v-ați bucurat voi mai devreme, chiar luptă împotriva diabetului. Deci oamenii care știu că au în familie, cât sunt tineri, cât adoptă o alimentație sănătoasă, ar trebui să introducă zilnic câteva boabe de struguri, da, câteva afine. Afinele se coc cel mai bine și cele mai bogate în fitonutrienți toamna. Ele au alături de celelalte, nu știu de care, când se combină între mov și galben, au luteină, zeaxantină, iar cele mov au pigmenții care ajută la sănătatea ochilor și sănătatea, bun, vederii. Tu și cei consumat, care au nu prea ai consumat, păcat, trebuie, uite, și coacăze, coac, da, și cătină, scuze-mă, și cătină avem cătină aici, dar coacăzele și coacăzele negre și roșii sunt extrem de importante pentru sănătatea ochilor. Pere, gutui, prune,
pere, gutui, prune. Eu știu când eram mică, deși nu prea, preferam un măr, dar da. Bunica, apropo de faptul că păstrau aceste tradiții din totdeauna, obligatoriu introduceau în alimentația noastră de toamnă dovleacul, dar și perele. Perele se pot deveni delicioase dacă sunt gătite la cuptor. Într-adevăr, pierdem din vitamina C, dar se păstrează restul elementelor da. Și fibrele. Perele sunt ok, sunt gustoase cumva, dar ce facem cu gutuia? Mi place gutuia foarte mult. Dacă o lași la cuptor, depinde, între 30 și 40 de minute, după aceea îi pui puțină scorțișoară. De multe ori nu mai trebuie să-i pui miere sau zahăr. Ba chiar la cuptor devine mult mai dulce. Și după aceea o răcești, deci dacă o scoți din frigider coaptă și cu aceste așa? Câteva condimente cuișoare și o tai așa în felie, este exact ca o prăjitură. Pentru mine este desertul preferat. Da, interesant, asta da? Nu știam. Hai să trecem un pic și la conopidă, legume. Conopidă, varză. Exact. Da, cruciferele acum sunt foarte, mă rog, prezente în piață. Acum este și momentul cel mai bun dacă dorim să ne facem provizii de legume. Da, să punem murături. Sau conserve, mă rog. Sau da. Să le congelăm. Congelăm. Sau să le congelăm la o temperatură cât mai scăzută pentru ca să păstrăm integritatea fibrelor. Astea sunt elemente foarte prețioase ale cruciferelor, dar, bineînțeles, conțin aceleași minerale despre care tot spuneam, magneziu, zinc, seleniu și, bineînțeles, flavonoide, care ajută la sănătatea sistemului nostru circulator, la sănătatea peretelui endoteliului. Iar, ca să mă întorc puțin la fructele de pădure, ele conțin proantocianide care ajută să combatem infecțiile specifice sezonului rece, de pe care femeile le știu cel mai bine, cistitele, mai ales cistitele recurente. Alături de merișoare și alte fructe de pădure, care toate trebuie să se regăsească nu numai în desertul de la prânz sau cină, dar și în gustările de peste zi, pentru că au puține calorii și doar foarte multe beneficii. Nucile? Nucile sunt minunate. Eu știu că atunci când eram copil le curățam și mă negram pe degete, dar asta nu trebuie să ne sperie. Mă rog, estetic poate că nu dau foarte bine, copiilor nu le pasă prea mult de lucrul acesta, pentru că se absorbe foarte bine iodul prin piele, iar organismul reușește să-și ia atâta cât are nevoie. Și e atât de important, mai ales pentru copii, pentru adolescenți, să există un echilibru pentru funcționarea bună a tiroidei, cu rol atât de important în gândire, atenție, memorizare și comportament până la urmă. În plus, nucile au aceste grăsimi valoroase care contribuie la sănătatea sistemului circulator și reușesc să scadă grăsimea rea din sânge, colesterolul rău și să normalizeze. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care în ziua de astăzi se confruntă cu dislipidemii și este mai neplăcut să ajungi la tratamente cu statine și așa mai departe, și este mult mai indicat să ții din fiecare aliment pe care îl consumi aceste elemente, astfel încât să nu ajungi ca organismul să se dezechilibreze. Mulțumim tare mult, Oana Cuzino. Și eu vă mulțumesc. Îmi promiteți că mâncați... Gata, mâncăm, dar ne-ai spus să după emisiune ca să nu ne ia cumva starea. Nu trebuie să ne rogi. Starea e de bine. De bine, da. Mulțumim tare mult. Mulțumesc foarte mult și la mulți ani încă o dată, și să rămâneți la fel de tonici și de sinceri în fiecare zi cu noi. Mulțumim mult de tot. Mulțumim.